mențin și menținem ca și board al primăriei municipiului Bistrița intenția de a cumpăra spitalul sau clădirile și terenul evident de pe Independenței, de pe Bulevardul Independenței. Obiectivul asumat este acela de a amenaja un campus pentru învățământul universitar de standard. În același timp, îi liniștesc pe toți cei care știu că există o procedură de vânzare inițiată de proprietar, mă refer la Uniunea Comunelor Grăniceni, și că ar fi posibil ca cineva să cumpere clădirile și terenul în vederea unor realizării, demarării, derulării unor proiecte imobiliare, că acest lucru este imposibil. Am dat drumul la procedura de clasificare a clădirii principale ca monument istoric, ori din momentul inițierii acestei proceduri, orice fel de intervenții în sensul demolării clădirii principale este imposibil, oprită prin lege. Într-un termen scurt, clădirea va fi clasificată ca și monument istoric și dacă cineva, evident, altcineva decât Primăria Municipiului Bistrița, face o ofertă mai bună, discutăm aici despre un raport de cerere-ofertă. Nu trebuie neapărat, în mod necesar, ca primăria să cumpere acest activ, dar cine cumpără trebuie să știe ce poate să facă acolo. Adică, nu poate demola clădirea principală, va avea obligația de a restaura, de fapt, clădirea și de a gândi funcțiuni permise pentru zona respectivă și compatibile cu o clădire clasificată ca și monument istoric. Primăria Municipiului Bistrița, eu personal, în situația în care nu vom achiziționa clădirile și terenul de pe Bulevardul Independenței, avem un plan B pentru derularea unui proiect de campus universitar. Deci nu este condiționat proiectul amenajării unui campus universitar adevărat la Bistrița de cumpărarea clădirii de pe Bulevardul Independenței. Este doar o primă opțiune. Am avut o întâlnire cu domnul Onu, care a venit însoțit de cineva. I-am spus la acel moment domnului Onu, care este și președintele Comunei Grănicerești, Comunelor Grănicerești, care este intenția primăriei municipiului Bistrița. I-am spus domnului Onu că un campus universitar este inclusiv în beneficiul copiilor din comunele grănicerești, că plus valoarea dintr-o anumită tranzacție nu ține numai de banii pe care îi încasez, ci de beneficiile conexe sau corelative pe termen lung, și eu sper să fie înțeles acest lucru.